dimineața, frații mei peloponezi, din nou la Scârbici, la muncile câmpului. Păi, este sâmbătă, este ora 9 și am venit la muncă, muncă patriotică. Nu e muncă patriotică, boss, e muncă în folosul meu. Pentru că este nevoie de money, 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 money. Păi, fraților, evident avem un job de sâmbătă, adică gen foarte ușor. Mergem la Daventry. Avem un double decker după noi, avem descărcare la ora 1. Avem timp să ajungem, avem timp să ne oprim să mâncăm la un... Cred că mănânc un KFC astăzi. N-am mai mâncat de mult și aș cam avea poftă, să fiu sincer. Aș cam avea puțină poftă. Bă, am scăpat de ploaie astăzi, v-am și zis că decât... Cel puțin pe prognoza meteo, decât ieri arăta ploaie, iar astăzi iarăși cald. Sunt deja 18 grade, te caci pe tine de căldură. Așa. Mamă, astăzi trebuie să mă relaxez așa. Astăzi trebuie să merg la relax. Să găsesc o poziție foarte relaxantă. Băi, după mult timp mi-am luat și eu, după mine, un cablu audio. Să-mi bag și la telefon, să-mi bag muzică direct de pe YouTube, ce vreau eu. Ce vrea sfertul meu să mai ascult radio ăsta de... M-a disperat. Și la ăștia e radio exact ca la noi, aceeași melodie de 400 de miliarde de ori pe zi. Sau aceleași 3 melodii de 47753 de miliarde de ori pe zi. Băi, ce să zic, mi-a apucat să ne verificăm camionul. Mă o să-mi agăț remorca și dăm bătaie, ne vedem pe drum. Trebuie să mă gândesc bine ce mai bălmăjim și astăzi. Ce mai bălmăjim și astăzi. Așa că, frații mei peloponezi, să înceapă ultima zi din săptămână, să înceapă sâmbătă! Bă, frate, ziceam și eu că astăzi e trafic mai lejer, mai morții măsii. De unde, fraților, e full? Și până aici chiar a fost full, adică nu prea a mers așa bine cum așteptam. Am intrat acum pe M1, de fapt acum vreo 5 minute. O să ne oprim mai întâi să mâncăm, după care ne continuăm drumul. Oricum ajungem de vreme la Daventry și probabil nu ne bagă ea la descărcat. Așa că ne putem lua și noi un M5. Nu ne putem lua un M5, dar ne putem lua un meniu la KFC. Uite, deci tu cum mergeți ăsta cu rulota. Luați-aș rulota în pulă. Bă, mă spar, mă, eu nu știu de... Merg ăștia cu 50 cu rulotele astea. Bă, dacă nu încurcă pe toată lumea, fraților. Bă, pe toată lumea. Și să mai bagă și greu, dacă depășește, dar ăla nici n-avea oglinzi pe ea. Deci vă dați seama cât e de prost, dacă îi face cineva să nici măcar nu vede pe timp de zi. Nici măcar nu vede, de-aia își muie. Bă, ce mă așa plin? Au, 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 au. Băi, ești prost? Păi și unde mă parchez, boss? A? IF07AJU. Mâncați ăia și pana, te unde mă parchez, mă, frate? E sâmbătă, tu ești tu, e parcarea plină. A, păi stai, mă, că mă bag în fața lui ăsta. Sau chiar în fața românului. Așa că ne băgăm noi acili și imediat ne înfingem. Ne înfingem imediat, boss. Bă, surprinzător, mă, frate, așa plin. Sâmbătă în parcare. Și parcarea asta nici nu prea e folosită pentru weekend, pentru că e destul de... Am parcat și eu fix ca o pulă, strâmb. Dar așa o lăsăm. Sau hai, mă, să nu o lăsăm așa, băgameș. Am venit după partea stângă și... Așa, mă, acum e mai bine. Acum e mai bine, boss. Doar să nu ne oprim în românașul nostru, care are Scania nouă.
autobuz. Am popintit-o. Hai să mergem să crăpăm ceva și ne continuăm drumul. Bă, foarte aglomerat, frate, pentru o zi de sâmbătă. Eu n-am mai prins sâmbete așa aglomerate. Deci chiar e aglomerat, frate. Nu știu, am crezut că ieri au plecat toate mașinile undeva spre nord. Mai ales pe M6 pe acolo, ați văzut ce a fost, teroare. Ei, astăzi mi se pare că toate mașinile de pe M6 care au dus spre nord, acum coboară spre sud pe M1. Deci este incredibil. Incredibil. Și aici pe lucrări mașinile să fie și mai jale, pentru că pe porțiunea mai din spate, unde erau 4 benzi, mergeam bară la bară, frate. Adică bine, se mergea cu viteză constantă, 85-90, așa. Dar erau full benzile, 4 benzi full. Și mă gândeam, mamă, să vezi acum pe lucrări aici ce teroare o să fie. Dar uite că momentan să merge ok, aglomerat, dar să merge ok. Sau nu. Dar uite și pe la unde vroiam să se ducă ăla, să depășească, Doamne. Bă, frate, așa de prostie, mă, ăla. Se ducea, era o bucățică de asfalt, nu știu, a dus-o pe partea aia. Și le vrea să ducă pe partea aia să depășească, Doamne, ce nebun. Bă, boș, ce-ai tras, mă, space? Bă, fraților, mă tot gândesc să fac niște schimbări la vlog și probabil o să le fac după ultimul concediu din anul ăsta, adică undeva probabil în septembrie, pentru că în august mă voi duce iarăși în România două săptămâni, pentru că este nunta fratelui meu și e un RS6. Mamă, ce mișto e culoarea asta violet. Bă, unde ăsta mi-ar plăcea și mie. La unde ăsta n-aș spune nu. Așa, o să mă duc în august iar pentru două săptămâni acasă, că o să fie nunta fratelui meu. După care, probabil, când o să revin aici... Aha, fac chef. Probabil când o să revin aici, o să fac anumite schimbări. Mi-am făcut așa, mi-am schițat, mi-am creionat în cap ce aș vrea să fac. O să rămân la același format, adică gen cam toată ziua de muncă, doar că probabil o să încep să le fac videoclipuri de mult mai mici. Și vă spun și de ce. Nu de apărat că îmi spune lumea, domnule, fel de mai mici, că nu se uite nimeni. Că nu am nicio problemă cu chestia asta. Doar că pierd foarte mult timp la zi, la editare și la randare. Și văd că încep să am nevoie de timpul ăla. Și pentru odihnă și pentru mine, pentru familie, adică gen mai mult timp să stau cu ei. Și atunci voi încerca cumva să scurtez videourile, voi încerca să le fac la un maxim de 20-25 de minute. Nu știu dacă o să-mi iasă, am mai încercat o chestie asta, dar nu prea mi-a ieșit. Chestia e că probabil o să scurtez foarte mult din, nu știu, mersul ăsta așa în gol, bălmăjeala asta a mea mereu, de multe ori fără vreun subiect anume, și probabil o să fiu mai concis, ori am un subiect, ori, nu știu, dezvolt puțin câteva minute o idee sau chestii de-astea. Încerc să-l creionez așa, nu știu dacă îmi va ieși, eu voi încerca. Asta e chestia, voi încerca. Cu siguranță în perioada următoare, până la urmă, îmi voi lua drona. Deci probabil vor începe să apară și ceva cadre din dronă. Bineînțeles, evident, dacă tipul îmi permite, nu vă așteptați la cadre din dronă, gen conducând sau chestii de astea, pentru că, evident, nu prea am cum. Mamă, M5, 2 ore delay. Vai de capul meu. M5 de la J17 la... în zona Bristol, asta e. Vai de capul meu, 2 ore delay. Ce-o fi acolo? Accident, ce dracu' o fi? Era pe panouri acolo, mi-a sărit în ochi. Așa.
Evident că nu o să fac cadre din dronă conducând sau chestii de astea, doar probabil na, când ajung gen în locuri mai frumoase, prin vreo curte unde o să am voie să fac chestia asta, pentru că ați văzut, aici sunt multe locuri în care n-am voie să filmez, sunt destul de reticenți la chestia asta, mai ales că sunt multe unități de producție de mâncare și atunci, nu știu, probabil teama lor de a, nu știu, de a filma ceva de acolo sau na, chestii de astea, le înțelegeți și le știți foarte bine că na, vă uitați de aproape un an de zile la vlogurile astea aproape zilnice cu munca mea și atunci ați văzut de multe ori. Când am putut să filmez, am filmat, când nu s-a putut, nu s-a putut, de multe ori m-am și riscat să filmez chiar dacă nu aveam voie. Și voi încerca să le fac cu totul altfel videoclipurile, altfel. Nu neapărat altfel, dar ceva schimbări. De câteva săptămâni tot lucrez în Adobe. De fapt nu în Adobe, în Final Cut. Mi se pare destul de complicat, bine, mi se pare complicat pentru că nu petrec eu prea mult timp cu el, decât ocazional, dar oricum e destul de, nu e chiar așa basic de editat videouri, cum e în iMovie, spre exemplu. Acolo sunt mult mai multe tool-uri, o grămadă de chestii care nu le știu, nu mă pricep la video editare, video la modul, bine, mă pricep la modul foarte basic, dar vedeți în videoclipurile mele că nu fac ceva wow, nu știu, gen uitați-vă la Marici unde editorul are un edit de, nu știu, de nota 11, mie îmi place enorm de mult. Dar nu vă așteptați la așa ceva. Încerc, dar nu știu ce o să-mi iasă. Asta e chestia. N-aș vrea să mai petrec așa mult timp editând foarte mult videouri și era să stau să aștept să randeze videouri de o oră. Pentru că și aseară am ajuns acasă după 15 ore, ați văzut cum am ajuns la fix aproape. M-am dus acasă, trebuia să încep McLaren. Mamă. Trebuia să încep de dimineață după ora 9, după 9 ore. Și vă dați seama, am ajuns acasă, scoate videourile, aștept și mult să scot pentru că na, sunt filmări lungi. Stai mă, boss, că urc greu, ce vrei, aici e pe urcare și urc greu, sunt încărcat cu double decker. Uite, la 17 la 23, 2 ore delay. Și ajung acasă, dă-i mănâncă, baie, stai cu fata un pic, bucură-te de ea, scoate fișierele, sursă, cum ar veni. După aia lasă-le să se încarce ca să poți să le editezi. Trebuie să, mereu ați văzut că mai am greșele editare când am lăsat porțiuni care trebuiau tăiate, dar am lăsat acolo, pentru că ajung acasă, sunt obosit. Gândul meu e să termin cât mai repede ca să mă bag în pat sau să tac cu fata și atunci uit de anumite chestii care trebuiau tăiate sau care trebuiau scoase de acolo sau cine știe ce. Ce e mai aici? Accident? Sau s-a stricat vreo mașină? Cred că e accident ceva. Bine, dă ăsta minor, dar pe lucrări orice accident poate să fie. Tot se face haos. Da, fraților, așa că vor fi ceva schimbări, nu știu cum vor fi, dar vor fi. Vreau să nu mai îmi petrec așa mult timp. Nu e vorba că mi-l pierd și asta, dar sunt conștient că timpul ăla cumva trebuie să mi-l petrec și cu familia și probabil aici ar trebui să, adică știu că mă înțelegeți, nu cred că e o problemă cu chestia asta. N-am niciun sentiment de vină, nu vă gândiți că cumva mamă, acum mi-e târșeală să le zic, să nu le zic, chestii, trestii, socotel, nu, n-am nicio treabă cu chestia asta. V-am mai spus-o, când o să consider că nu mai pot, o să mă opresc, momentan pot, doar că văd că aș putea să mai câștig ceva timp din chestia asta și atunci o să încerc să fac anumite schimbări. Na, ia și mergi.
Ăsta merge cu 45, ăsta merge cu 45. Morții vii. Ia și depășește, Cătăline. Pe cine? Pe pula mea, pe cine să depășești? Tu vă în gură la muie. Tu vă în gură la muie. Și acum e urcare. Și eu sunt încărcat maxim. Și mă chinui. Așa că, frați peloponezi, în principiu vreau să vă spun și vouă asta. Am zis că nu o să vă zic. De fapt am zis că o să vă zic mai târziu, dar n-am putut să mă abțin. Ca și ieri la Leila, n-ați văzut. M-am vorbit cu voi, v-am spus că mă duc și le spun că am până la 9. Am intrat pe 8 și le-am spus că am până la 9 jumate. N-am putut să mă abțin. Mai avem vreo, cred că 40 de minute, nici nu știu cât mai avem până la Daventry. Ne vedem acolo, băgăm la rampă frumos, ne ducem în sus, stăm și noi la camera șoferilor. E bine că avem net. Merge wifi-ul. Mai auzim și noi că și așa e, camera e plină de români care lucrează acolo prin agenție în weekend. Stăm și noi așa undercover, mai auzim și noi câte o bârfă, câte una alta, ce să mai plânge, ce mai spune unul, altul. Că așa e rău, nu-i place bârfa și mă conformez. Fraților, tocmai am vorbit cu ăsta, cu Răzvan. L-am mințit că mă duc la Gloucester, sau nu știu între cui, am zis că mă duc. E și el aici, la Daventry. Problema e că a ajuns de la 12 și încă n-a intrat nici măcar în curte, mi se pare. Căci că e alarma de la amonia. Amonia este substanța sau lichin, nu știu ce, cred că e lichin, nu? Nu știu exact ce e. Oricum este substanța care cumva răcește tot depozitul. Deci cu amonia, anemonia, nici nu știu cum e exact. Stai așa, bă, că trebuia să ies aici, doamne. Sper că nu m-am jurat vreunul. E, și e foarte periculoasă chestia asta. Deci e gen un fel de frân, ceva genul ăsta. Doar că, na, răcește în cantități sau suprafețe foarte mari. Și că e alarma pornită de la ăla și cred că de-aia n-au intrat înăuntru. Și că ar fi foarte multe camioane pe stradă. Ajunge și noi acum, o să aibă o surpriză. O să aibă o surpriză că o să ajung acolo și o să zic: ce pula am făcut, prostule? Am mai pula în braț. Exact așa o să zic. E iurea că aici nu putem să stăm în mașină, că băgam jumătate de vlog cu el astăzi. Au. Ia uite de ăsta pe stradă, e prima oară când văd. Băi, ești prost? N-am văzut niciodată trocarici de ăla de șanter pe stradă. Chiar mă gândesc că au voie să meargă pe stradă? Nici nu știu. Ia să vedem noi ce s-a întâmplat și lișa la Tesco. Ce s-a stricat aceea? Defectul? Ce s-a stricat? Bubuie ăștia pe aici. Sau doar sunt ei? Uite cât a coada ei. Mamă, e ăsta de aici, frate. Și eu după cine trebuie să stau după ăsta, cred că. Boss, ce se întâmplă la Cilișa? Mamă, e jale. Deci cred că toată ziua astăzi aici voi sta. Și sunt curios dacă voi apuca să descarc. Sunt curios dacă voi apuca să descarc. O să-l sun pe prostul Răzvan să văd dacă a intrat sau nu. Facem o surpriză lui Răzvan. A lăsat camionul acolo. S-aude. Alarma.
A, uite, au ieșit toți. Deci au și... i-au și evacuat acolo. Stai așa să nu mă vadă fraier în oglindă. Nu mă vadă muiachis. Papastrachis. Mamă, ce e aici? Deci astăzi aici, nu e tată, nu a pus să descarc. Nici nu știu dacă apuc să descarc. Îți dai seama că toată lumea care a avut programul la descărcare e acum aici. Așa că poate nu mă vede fraierul și mă duc pe partea aia să-i trag de ușă. Nu m-a văzut. Așa, băgă mea și pula în sufletul lui. Bă, n-a mea-i pula în gură. Băgă ți-ai pula, te-ai speriat, a? Ce pula mea să suși faci aici? Lua-mi-ai pula în gură. Uitați-vă ce... Uite. Așa să aruncăm mă pe jos. Băgați-i pula în gură că te-am și filmat și de la ce firmă ești. Du-te-mi pula mea, ia-ți-l de jos. Vezi că te-a văzut și eu, ia uite că-ți fac semn. Te-a văzut ăia că e mai mulți. Băgați-i pula în gură. Ia-ți-mi pula mea ăla de jos. Cea mai mare prost. Asta e cel mai mare prost. Dragii mei, revenim după ce intrăm înăuntru. Am venit înapoi la camion. Băi, după cum ați văzut, situația este jale. Nu știu ce vom face aici și când vom descărca astăzi, dar probabil le-a dat peste cap total. Am zis eu că astăzi termină vreme, dar nu cred că voi termina de vreme din moment ce eu sunt aici și o să stau mult timp. Vedem, vă țin la curent. Vă țin la curent, dar problema e că probabil vom sta foarte, foarte mult. Uite, am venit și el prost, am venit și el să fac o glumiță, dar nu-i prea ies. Tot prost ești, mă? De ce pula să schimb? Du-te în pula mea că să pun ăștia mișcare. Să-mi bat pula, cred că și la ce alarma aia. Alarmă de proști că ai venit aici tu. E alarmă de proști că ai venit tu aici. Ia vină mă încoa! Ce să chinești de deschidă prostul? Băgaia și pula în suflet. Bă, bă, ce vrei mă? Ce vrei să-mi arunci mașină? Băgați-ai pula în gură. I-am aruncat eu o hârtie mașină și acum cred că vrea așa să facă și el o glumiță. Dă-i șmuie de opărit. N-am, a făcut și el o glumiță. Ce faci, mă, glumiță? Hai, mă, prostule, să-ți deschid! Nu mai vii? Nu mă auzi, lua-mi-ai pula în gură! Fraților, după aproape o oră, mamă, futu-și tom-tomul bis din mea, spart urechile. Bă, după aproape o oră, ne-am pus în mișcare. Evident că acum e o coadă la intrare. Cine știe cât om s-a descărcat? Bă, s-a intrat toți acum la descărcat. La sol. Probabil ne vedem că plecăm de aici. Răzvan cred că a și intrat. O să plec înaintea mea, probabil. Așa că să sperăm că de fapt, ce să mai că de aici, cred că plec acasă, altceva n-am ce să fac. Vedem, vă țin la curent. Fraților, treaba este cam îmbulinată. Este ora 2 și încă n-am intrat. Sunt tot la barieră. Mai sunt două camioane în fața mea. Nu știu ce se întâmplă.
trebui să plec de aici. E ora 2. Dar mai fi 5 ore. Bine, asta în cazul în care intru și eu, cel puțin, nu știu, gen jumătate de oră, ceva genul ăsta. Habar n-am. Jale, jale, jale. Nu știu cum au nimerit ei astăzi aici cu alarma asta, dar... Asta e, n-avem ce să facem. Stăm. Pot să muncesc până la maxim 10, deci în jur de 7 trebuie să plec de aici. Fac am 2 ore 45 până acasă, ceva genul ăsta. Chiar și 2 ore jumate. Bine, trebuie de trafic. Aoleu, mamă. Nu știu dacă o fi băgat Răzvan la rampă, că văd că e acolo o mașină parcată, dar... Că nu mai m-a sunat să-mi zică. Da. Mai revin. Du-te-mă pe partea aia. Du-te-mă, băgați-ai pula în gură. Băi, avem o problemă, nu o să fiu gata să mă descarc ăștia, așa că va trebui să sunăm în firmă. Ce ți-a zis, mă, ăla? Te descarcă? Ha? Te descarcă? Da, să știu. Hai, îl zice, mai, nu? Ce? Că nu o să fie gata până așa. Ce îl zice? Bă, îl las pe sus. Trebuie să-i sun pe ăștia, în firmă. Hai, închide ușa dacă vrei să-l vii. Îți bag pula în supa ta. Ce e aia, supă de pulă? Păi înseamnă că ești până la 8 în pula mea. Nu știu, pula mea, sunt pe ăștia acum, să le spun. Poate vezi pe ăștia când zic de aia să stai 3 ore aici să mai pregătești programul. Și ce plăi o oră? Te pici pe... Două ore. Bine, asta înseamnă să mai mut până la 6 și ceva. Mai a ieșit încă un acum, ăla a terminat descărcat sau a ieșit când a avut? Nu știu, era aici. Speaking. Hi, I'm Adrian. Hi, Adrian. How are you, mate? Not so good. We have some problems at Tesco Daventry. Oh, okay. Yeah, I just getting in the yard, and they told me I will not be ready in time to come back in Borough Bridge. We stay 3 hours outside. No. And they told me we need to wait there, Adrian. For now. Okay. So we've got a bit of time to play with yet. What time have you got till midnight? No, 10 o'clock. Right. Okay, so we've got till... 7 o'clock I must be ready to go. Yeah, 7 o'clock you need to leave, yeah. Keep us up to date, Adrian. Well, what we're hoping there is there has been an issue, but some guys, they're starting to kick our guys out there. You've probably seen that there's quite a few of us there. Yeah, and they told me... We're hoping either that they let us go, or they really start tipping quickly, okay? Okay. Just... The guy from here told me to, you must rebook this load, so I must tell you this. What's he told you to say? To rebook this load. Agent, right. Because I told Adrian the guys to get their load, this load rebooked. Because obviously they will not have time. Okay. I would just do it anyway without someone. Rebook stuff for Tesco, okay?
Okay, so I'm just waiting here? Yes, wait. We've got someone in mind later on tonight, if things go later on today, you know, if things go wrong, okay? Okay, in this case I need to go upstairs and to tell them, because first time they told me I will let you in, but after that you must leave the yard, so... No, you know, unless Master's getting FTA'd. Yeah, because it's a lot of trailers here, a lot of people, a lot of suppliers, the whole yard is full. So, well, even still, you know, we've arrived for that, that's up to them, we need to wait there for now, Adrian, okay? Okay. Thank you. Cheers, bye. Mate. Bye. Adică n-a făcut nimic. Să-mi bapă, mă duc sus acum și mai ia capul, că am spus să plec de aici. Am spus să mișcă la acolo. Mă, acum trebuie să mă duc sus acolo, mai ia capul. Da, așa, mai stai un pic, mă o să fumez și vin și eu sus. Hai, băga mea și pula în tine cu fumatul tău cu tot. S-a topit și gogoșica. Pa mai în gogoșica. L-am mric gogoșica în gură. Vezi cum faia o vergi pe aici, că va pula în supa ta. Bă, ne-am uit ăștia original. Ne-am uit ăștia original. Nu face nimic, stăm degeaba pe aici. Mă duc, frate, și stau, ce să facem și noi. Asta e. Vă țin la curent cu ce s-a întâmplat. Băi, fraților, este 4:30 și plecăm de aici. Mi-a zis să schimbăm vagonul. Pentru că și deoarece evident nu avem timp să facem livrarea. L-am explicat, i-am sunat și încă sus de vreo 2-3 ori. Și n-ai ce să le faci, frate, greu înțeleg. E sus, e full, frate, de camioane, toată lumea așteaptă, toată lumea... Ne-a rupt, deci Tesco astăzi ne-a rupt pe toți aici, ne-a terminat. Ci că au avut de dimineață probleme, nu neapărat din cauza alarmei, ci că au avut la tot sistemul de rampe, n-au mai mers. Și mi-au dat seama că au rămas o grămadă de vagoane nedescărcate, inclusiv de ale lor. Și... Cumva au făcut-o, au luat de fapt decizia de a-și descărca mai întâi vagoanele lor și să lase să aștepte cei care aduc marfa, supplierii. Și atunci, evident că s-a făcut o coadă interminabilă, probabil bazându-se, bă, e sâmbătă, bine, probabil știu și ei ce marfă trebuie să le vină, asta e evident. Dar, decizii de ale lor, nu le putem noi judeca, asta e. Răzvan a reușit să bage la rampă. Probabil o să fie gata. Bine, nu știu dacă mai face altceva, el are program până la 11. Poate o mai face ceva, cine știe. Habar n-am, nu știu. Chestia e că nu am timp să fac mai nimic. Eu trebuie să plec din zona asta în jur de ora 7. O să iau acum un vagon, nu știu ce vagon e, habar n-am. O să las pe al meu. Mamă, ce e aici de vagoane, fraților? Ce e aici de vagoane? Am întâlnit și cu un băiat de la Oprean, era de la 7 dimineața aici. L-au mutat și că în 3 rampe a descărcat, a mutat, că n-a mai mers una, a rămas blocat, l-a mutat într-alta, până la urmă acum a plecat, acum câteva minute. Și nu mai zic, acum că am stat, actele deja le dădusem alora și am stat să iau actele, dar mi s-a luat. 20 de minute să stau să iau actele, incredibil. Incredibil. Trebuie să mă duc aici. Nu știu unde e vagonul, o milă? Cred că pe aici, pe undeva mi l-a lăsat. Sau ce-o fi, nici nu știu ce-o fi, naibii. Așa că, frații mei, Peloponez, ne vedem imediat și vă zic ce facem. Băi, fraților, am agățat. Am lăsat vagonul ăsta gol. Hai să vedem încotro mergem. Cu ăsta gol.
ce zi. Căcat de hendă, Tesco. Tesco vieții. Tesco al vieții. Hey, Bono. Hi, I'm Adrian. Hello, Matt. Are you done changeover? Yeah, I make it. I have an empty decker. Hey, what time you got to, Matt? 10 o'clock. 10 o'clock. Want to start heading to war? Oh. Want to go to Haywood and Paget at Barnsley? Can you send me an order? I think I was only one time. There. Yeah, I'll send you another now, mate. Okay, thank you very much. Cheers, buddy. Bye-bye. Am mai fost la ăștia o singură dată și trebuie să încarc să rup cârca cu transpaletul, băgamea aia și pula. Și sunt niște paleți de aia grei și sunt într-o vale așa și sunt în pădreacul să mă ia. Bă, cum sunt eu de norocos. Bă, cum sunt eu de norocos. Cum sunt eu de norocos, pa. Asta era o fată. Bine, mai mult aducea bărbat, nu prea e fată. Bine, nu cred că mai mult de 25 de ani. Tatuată toată, cu cercei, până nas, până toate. N-am o problemă cu ea, Doamne ferește. Aș fi ipocrit. Dar nu prea arăta fată. Asta vreau să vă zic. Bă, zboară camera. Mergem unde aici ăsta, la Barnsley. La Haywood and Paget, nu mai știu cum trebuie să vorbește. Am fost o singură dată, mi se pare, acolo. Dacă am primit și comandă. Spune că facem până acolo. Deci mai avem fix 5 ore. De acolo știu că am gen o oră până acasă. Parcă o oră și un pic. Nu mai știu cât. Oricum, cred că fac vreo 2 ore și ceva până acolo. Stai așa că am aici vagon ăsta mic, vagon ăsta mare. Da, fraților, uitați-vă și voi ce ne-a dat peste cap Tesco ăsta. Pe toată lumea a dat peste cap. Bă, pe toți. Da, cu pulile în sus. Așa că frații mei, peloponezi, și să nu mai zboare camera. Ce să zic, probabil ne vedem acolo dacă încărcăm amândoi. Amândoi, Doamne. Pun camera, poate n-ai sâmbătă. Poate nu e problemă. Și ne mai vedem probabil după aia, nu spre casă. Cam așa arăta și ziua de sâmbătă asta, dar ați văzut-o. Haos. Haos ba haos. Mă rog, am întâlnit cu Răzvan, am bătut și o pula de el. Revin. Băga-mi-a și pula să-mi bag. Că așa încep filmările cu băga-mi-a și pula să-mi bag. M-au cocoșat ăștia aici. 44 de paleți m-a terminat. Oh. Doamne, de-abia aștept să ajung acasă, intru în duș, că nu mai pot, transpira tot. Tot, fraților, de agitare. Vin aici și le spun, bănele, eu la 10 trebuie să fiu în Borough Bridge, e ora 7. Aveți și voi o oră să mă încărcați, am și eu o oră jumate până acasă, jumătate de oră să-mi iau și eu de rezervă, na. Să nu întâmplă grea cu ceva pe drum, orice. Bănele, la noi vii și ne spui adevărul, nu vii și ne minți că vrei tu să ajungi mai devreme acasă. Bă, iau-ți pula mea. Că n-avem cum să încărcăm 44 de paleți așa, de fapt, de tine depinde, că tu îi încarci, face. Dacă tu crezi că poți să încarci 44 de paleți într-o oră, sau chiar mai puțin de o oră, faci încearcă. Și evident că sunt niște paleți grei, cutiile nu sunt bine, hai că mi-a ridicat suspensia, mă ajută de inerție, dar cutiile sunt, nu sunt drepte pe paleți, să mai duc încolo, în stânga, în dreapta. Și evident că când bagi palet pe lângă palet, distrugi cutiile, te enervezi, nu încape paletul, te forțezi pe el, te forțezi pe marginea la ăla, la zi, la vagon, la morții măsii în gât. Băga-mea și pula în gură, oricum au găsit ei încărcarea asta. Păi să-mi bag pula, altceva nu găseau. Altceva nu găseau, mă, frate. Noroc cu mine că i-am sunat și le-am spus în pula mea că nu mă descarc, că aia, că altfel stăteam acolo și plecam eu acasă cu Marfa după mine înapoi. Dar eu băiat bun. Eu băiat bun, băga mea și pula în bunătatea mea. Mă,
parte soarele ăsta. Ba e în stânga, ba e în dreapta, ba e la dracu să-l ia pe Răzvan. Ăla l-a durut în pula, a descărcat și a plecat acasă. Nu l-a mai pus aia să facă nimic, să nu cumva să-i cadă coaiele. Băga mea e și pula și în Răzvan. Frații mei peloponezi, gata cu fotosinteza, mergem acasă, ne vedem în firmă, direct în firmă. Frați peloponezi, s-a terminat săptămâna asta lungă, mâncava și gura voastră cu săptămâna asta că m-a desperat, m-a terminat. Mergem acasă la Eva, Doamne, vă aștept să o văd. Doamne, de bea aștept să o văd. Băi, să moară măsa, săptămâna asta a fost așa cu păcălele alea. Primele două zile m-au mituit cu două zile de 9 ore. N-am văzut în viața mea așa ceva de când sunt aici. După care a urmat în forță 15, 15, 15, 13, ca să fie treaba și astăzi. Mamă, e 9:40. Am venit, am aruncat și vagonul, n-am mai alimentat, evident. A venit și prostul de Răzvan, era și el pe aici. A venit gol de acolo, de-aia și muie să-i dau. A venit el gol. Nu știu cum dracu să nimerește, dar a venit el gol de acolo, că avea timp căcălău, el avea până la 11 timp. Putea să încarce și el. Dar nu, frate, pe el nu. Băgaia și pula în suflet. Frații mei peloponezi, asta a fost tot, concursul se termină în seara asta, voi vedeți deja, când vedeți asta deja, concursul e terminat. Ce să zic, vă urez baftă la toți pentru mine la tragere, știți cum e, doar de noroc, nu nimic special. Vă aștept mâine, bine, de fapt da, dacă vedeți asta de dimineață, vă aștept astăzi la live, nu uitați la ora 6, ora UK, deci înseamnă pentru România ora 8. Iar pentru cei care stați prin alte țări, prin vest, ora 7, 21:40. Asta fiind spuse, asta a fost ultima mea zi de muncă săptămâna asta. Vă tare mulțumesc că m-ați suportat și săptămâna asta. Vă tare mulțumesc că mă suportați mereu. Ce să vă zic? letrico.ro/tracker, băi, pentru cine mai vrea câte ceva. Încă aștept poze de la voi, deci nu uitați, dacă vă aveți un produs de la mine, faceți și voi o poză cât mai mișto, cât mai tralala, cât mai nu știu ce, și o să apărez pe pagină și pe Instagram. Asta fiind spuse, vă tare mulțumesc și ne vedem mâine. Ciao, pa!